Bun, mai departe ce facem noi? Mai departe o să generăm planșe, layout-uri, da? Pentru planul de situație. Ca să generăm aceste planșe în mod automat, ca să nu stăm noi manual să le facem pe fiecare, că ne prinde noaptea sau chiar săptămânile, o să le generăm automat cu ajutorul aplicației Civil. Civil are opțiunea asta de a genera planșe pentru planul de situație, pentru lung, pentru transversale. Noi o să folosim această opțiune pentru planul de situație. Și pentru ca să lucreze această opțiune, noi trebuie să avem planul, axul în Civil. Și atunci noi o să transformăm axul nostru proiectat din DWG în Civil. Pentru asta noi să mergem în fișierul pichetare, pentru că acolo avem noi axul. O să copiem de aici axul. Oh, dar de ce e pe bucăți? Nasol. De obicei îl scoate întreg, dar nu știu de ce mi l-a scos data asta pe bucăți. În fine, nu-i problemă, îl copiem așa și îl unim într-un fișier aparte. Join. Am luat-o, dar n-am luat-o până la sfârșit. Aici iar n-am luat-o. Le conectăm manual. Asta de ce e așa? A, e raza. Aici iarăși o rază. Oh, aici e mai nasul. Ce asta? Să le dăm pe asta la parte. De ce e așa? Să încercăm să-l conectăm așa, să vedem dacă merge. Nu merge. Înseamnă că pe asta trebuie să-i facem un trim aici. Nu știu ce, nu e bine cu captul ăla. Și să luăm pe asta, să-l conectăm. Ok. Mergem mai departe. Oh, iar cu bucata asta. Și gata. Și acum iarăși comanda join, tot. Gata. Aici în capăt mai era o bucată. Ce lung e. Să ne prindă noaptea în AutoCAD. Join. Și acum e de întregul. Da. Ok, îl copiem pe ăsta și mergem în planul nostru de situație. Mai rămas acolo ceva, da? Paste. Perfect. Bun. De aici să zicem că începe de aici, nu-i problemă, îl lăsăm de acolo de începe el, dar să-l trimăm undeva unde se termină nou proiectul. să nu facă mai mult decât. Mi-am selectat undeva 70 de kilometri. Aici se termină proiectul nostru. Nu trimăm până aici. De ce nu vrei? Ah, ba da, a luat-o, gata. Bun. Să-i dăm un save să nu pierdem ce am făcut până acum. Și mergem la început. Selectăm aici butonul Alignment și Create Element from Object. Selectăm obiectul, dăm Enter. Ok, Enter. Și de aici o să selectăm câteva opțiuni. Asta nu e în română? Ce fel de civil am deschis eu? Ah, nasol. În fine, încercăm așa, dacă nu merge, o să-l refacem. În șablonul român avem mai multe opțiuni acolo pentru generare, dar încercăm și aici. Să vedem, poate merge bine. Eu în principiu mi-am făcut un șablon DWT de la și mi-am setat și denumirea planșei și distanțele între planșe și distanța de început, mai multe setări acolo și pe acel șablon îl folosesc, dar acum n-am vrut să-l folosesc pe ăla, am vrut să-l fac de la zero, adică toți pașii care trebuie mers să-i merg. Așteptăm până se generează planul de situație și ne uităm la consum, ce consumă el aici la noi. O să închid și browserul să aibă mai mult spațiu RAM pentru procesare. Eu totuși o să pun pe pauză, că nu știu cât o să dureze. Sau de fapt nu, o să las așa până în capăt și pe urmă la editare o să-l tai. Sau o să-i dau o viteză mai mare. Sper să o fac până la urmă. Totuși sunt 70 de kilometri. Să vedem noi aici dacă nu avem ceva opțiuni pentru export.